Primăria Eforie are în momentul de față în derulare 4 proiecte cu finanțare europeană, în valoare de aproximativ 18,5 milioane de euro, aproximativ 2000 de euro pe cap de locuitor. Investițiile privind falezele atât din Eforie Nord cât și din Eforie Sud au drept rezultat în primul rând creșterea și îmbunătățirea confortului turiștilor care vizitează orașul nostru prin executarea de lucrări pentru crearea de piste de biciclete, modernizarea sistemului de iluminat, precum și amenajarea de trotuare și alei. Un proiect extrem de important este și cel privind ecologizarea lacului Bellona, un proiect de aproximativ 5 milioane de euro, care, printre altele, prevede lucrări de dragare și ecologizare a lacului, precum și consolidarea malurilor, dar și defrișarea controlată a unor zone de stuf. În prezent mai sunt deschise 5 șantiere pentru proiectul de reconversie a terenurilor degradate în folosul cetățenilor din Eforie. Este vorba despre 5 zone degradate care erau lăsate în paragină și pe care le transformăm în parcuri de recreiere. 3 dintre acestea sunt amplasate în Eforie Sud, unul pe strada Siretului, unul pe strada Albatrosului și unul pe strada Pescarilor. Iar celelalte 2 sunt amplasate în Eforie Nord, strada Republicii, este cel mai mare parc de aproape 2 hectare, 1 hectar 800, și celălalt din Eforie Nord este amplasat pe strada Traian, în zona Neleurilor. Se lucrează în acest moment intens la toate parcurile. Chiar dacă noi suntem un oraș cu o suprafață destul de mare de spațiu verde pe cap de locuitor, fiind fruntaș la suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor, cu aceste 5 parcuri pe care le vom finaliza într-un timp extrem de scurt, vom fi cu mult peste media europeană impusă sau recomandată. Sunt proiecte europene. Cât de greu este să accesezi un proiect european? De exemplu, la acest proiect pentru parcuri, înțeleg că s-a făcut un registru al spațiilor verzi, sunt orașe mari în județi, inclusiv municipiul reședință de județ, care nu are un registru al spațiilor verzi. Da, este o activitate extrem de complicată. Deci dacă la prima vedere se spune că nu se accesează fonduri. Da, probabil nu se accesează fonduri pentru că este un proces extrem de complicat, extrem de lung ca și durată de elaborare a unui proiect tehnic. Totul pleacă de la acte de proprietate pentru că trebuie să plecăm, să avem un punct de plecare. Trebuie să avem intabulate toate clădirile sau zonele pe care vrem să le reabilităm și de aici intervin o serie de activități care implică multe avize și documente obținute de la alte instituții. Nu de puține ori este extrem de complicat să obții într-un timp foarte scurt toate documentele necesare astfel încât să prinzi apelul deschis și să poți aplica pentru obținerea de finanțare. Chiar dacă, să spun, termenele sunt de câteva luni, documentația care trebuie depusă este foarte complicată și atunci, necesitând obținerea de documente de la alte instituții și nu numai, și de realizare de proiecte, de tehnice și așa mai departe, și avize și tot felul de hârtii care nu țin numai de noi ca instituție să facem rost de ele. Parcurile acestea, copacii care vor fi plantați, vor fi inventariați în acest registru al spațiilor verzi? Cu siguranță, da, cu siguranță. Acest registru al spațiilor verzi va fi actualizat, el este tot timpul actualizat. De fiecare dată când se intervine în teren prin plantarea de arbori sau orice fel de gazon, tot ce înseamnă suprafață de spațiu verde, acest registru se actualizează cu suprafețele respective. Cu siguranță nu am acum o cifră exactă, însă vor fi, cred că în jur de vreo 3 hectare de spațiu verde suplimentar față de ce aveam până acum, numai prin aceste parcuri. Era undeva la 23 de metri pătrați pe cap de locuitor, ceva de genul, înainte să accesăm acest proiect. Da. Este o primărie destul de mică, cu puțini angajați, nu suntem foarte mulți angajați.
o localitate cu 10.000 de locuitori care au reușit totuși să acceseze fonduri și încă avem în continuare proiecte depuse care sunt unele în contractare, altele în evaluare, deci ar mai fi proiecte depuse și pe ultima 100 de metri cu evaluarea în valoare de 17 milioane de euro cel puțin. Mai avem un proiect cu școala de la Eforie Nord, pentru că vrem acolo să extindem cu o sală de sport și să reabilităm clădirea existentă. Avem proiectul cu internatul care va fi demolat de la Eforie Sud și cu asfaltarea de străzi adiacente. Mai avem pentru Eforie Sud teatrele de vară din Eforie Sud cu parcul aferent, asemenea și teatrul de vară de la Eforie Nord cu parcul aferent. Sunt proiecte care sunt depuse, ele, de exemplu la teatrele de vară sunt proiecte aprobate pe lista de rezervă, în sensul că mai așteptăm să se suplimenteze alocarea financiară, fiind cheltuită toată suma din axa 7.1 unde noi am depus până acum. Unul din cele două teatre de vară va fi funcțional tot timpul anului, va fi închis cu posibilitatea, vor fi niște trape care se vor deschide vara și pe timpul iernii le putem acoperi, astfel încât să putem susține evenimente nu numai pe perioada sezonului estival.